Salutare toată lumea și bine v-am regăsit la runda 2 din The Binding of Isaac. Ei bine, astăzi ne vom juca cu cel mai OP caracter, adică cu Azazel. A doua oară când încerc să filmez chestia asta, că am pus eu o pauză să fac o chestie și am uitat să scot de pe pauză, că... Na, bun. Bă, fraților, de ultima oară eu mi-am băgat niște moduri care să mă ajute puțin tel. Nu unele prea wow, mi-am băgat unul să dau un reset și cam atâta, nu mai știu ce mai mi-am băgat acolo. Și așa de început avem speed și range up. By the way, ăsta e foarte OP, o să vă mai explic câteva chestii, că eu explicasem pe o filmare, dar nu filma. Frumos, așa? Ăsta e OP pentru că, uitați-vă, eu normal aici trebuia să dau o bombă. Trebuia să dau o bombă, în fine. Și n-a mai fost nevoie pentru că doar am zburat. Plus că ăsta are inimile negre, are 3 inimi negre. Sunt cele mai pe inimi din tot jocul, pentru că mie dacă mi se duce complet o inimă, ați văzut că mie mi s-a dus jumătate de inimă, nu una întreagă, mie dacă se duce o inimă complet, o să explodeze cam aproximativ toate entitățile din cameră. A, nu, foc roșu. Focul roșu e enervant. De ce? Pentru că focul roșu trage în tine cu proiectile. A, ați văzut? M-a intrat ăla în... Mam. Frate, e boss drumul aici, nu știu dacă reușim să... Hai că ăsta nu e un boss prea greu. Deși problema la caracterul ăsta care nu prea îmi place mie e că are hit-ul de charge. Trebuie să stau să-i încarc hit-ul. Și dacă durează mult până și încarcă hit-ul, nu e prea ok. Dar dă mult damage și e foarte OP. Ia uite, și avem și aici o inimă de-asta. Și ne-am încărcat inima neagră. Ok, mai e musculița asta. Sunt curios dacă reușim ia HP, perfect, perfect. Pentru că noi putem să ne facem și inimi roșii. Deci nu contează, chiar dacă ne spawnăm cu ăsta, noi putem să ne facem inimi roșii, ok? Bun. Ideea care este? Noi dacă facem rost de inimă albă, putem face rost de o inimă roșie permanentă. Pentru că noi ce inimă roșie avem acum nu e permanentă, e doar până nu o mai avem. Dacă avem o inimă roșie permanentă, suntem chiar giurgiuc. Nu știu ce am dat aici, am dat eu din greșeală. Ok? Poc. Deci inima roșie permanentă ar fi perfect. Pentru că... Na. Inimile astea negre mă gândesc că o să se ducă. Ia. Blocks damage sometimes. Bă, vezi că e bună. Vezi că e bună asta. Sincer, vă zic, chiar e bună. Și mai avem șanse. Că eu am mai jucat de ultima oară de când am filmat. Că, sincer, chiar am început să-mi placă jocul ăsta. Și mi-am propus să-mi iau și un Steam Deck când mai plec pe undeva. Și jocul ăsta e perfect pentru un Steam Deck, fraților. Ce am vrut să vă spun? Ups, am ieșit din greșeală, eu din full screen. Da! A, cine s-a gândit să pună frate pe F? Na, am fost... da. O să iau una? Nu pot. Îmi place. Atunci de să pun o bombă la ăsta, că mai dă ori chestii. O, cameră secretă! Opa! Ce vreau să zic? Mi-a spus și ea în comentarii că nu vede ce chestii sunt pe aici deasupra de facecam. Și am mutat facecam-ul. Să mai spuneți că mai sunt chestii de genul, că poate nu-mi dau nicio seama. Ia. Iar am ieșit din full screen. Ok, altă ca... A, bă, nu e camera secretă asta. Pop. Sunt curios dacă e o piatră de-aia șmecheră, că... am și uitat dacă v-am zis. Sunt camere șmechere unde... Dacă... camere, pardon, uite, piatra asta, stați așa, că să-i omorâm pe ăștia. Nu-mi dă și mie o bombă? Mi-a dat cheie, la naiba. Eu dacă bubuie asta, îmi dă ceva loot bun sau un cufăr. Ok, iar pe NGN-ul ăsta. Problema la Azazel, că așa îl cheamă pe ăsta de jucăm cu el, e că are hit-ul de charge. Și ce înseamnă charge? Trebuie să țin așa, apăsat. Ok, avem Devil's Room, dar... Nu prea am cum să iau ceva de la Devil's Room, că uitați-vă și voi. Am o inimă, o inimă mai am. Suntem gătiți. Suntem gătiți. Original suntem gătiți. Dacă mai iau acum... A, și încă o chestie și mie, cred că el zboară și mă pot duce peste tot. Și e și rapid, dacă zboară, na. Uite, îl fac pe ăsta să vină aici, hop, nu mai mă atinge. E ok, e ok. Îmi place mult caracterul ăsta. Și nu e prea greu de făcut, trebuie să iei de 3 ori ceva. Deci trebuie să iei într-un rând de 3 ori ceva în camera aia de Devil, Devil Room-ul ăla. Hop, 1. Hop. Opa. Opa. Mamă, era să mă fac acolo.
Hop. Stai, mai e ceva pe aici? Nu. Hop. Cred că pentru ăștia mergea foarte bine o bombă. Sincer. Nu mi-a dat și mie nimica pe aici? Nimica? Sărăchi. Iee! Wow! Intra din greșeală, ce ratat sunt. Am căzut. Doamne, ce prost sunt. Stai să mai dau reset. Vines mi-a băgat un mod să dau reset. Ok. La run. Sticky fit. Bro, dar nu-i prea bun run-ul ăsta. Nu, nu-mi place. Nu-mi place chestia asta. Ca să fac și o rost de o chestie cât mai ok. Mă pot juca? Ia. Tears fade up. Ăsta da. Ăsta da. Ăsta îmi place. Ăsta îmi place. Ăsta chiar e bun. De asta chiar am nevoie. Lee charge. Hop. 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 Bine, mă. Aia zic, băieți. A, e bun asta, mie mi se pare foarte bun. Pentru că, uitați, deci eu dacă omor toate musculițele astea, singura problemă e grasul ăsta. Și mă bag acolo deasupra pietrii, practic, că cam așa ar veni. Și n-are ce să mai îmi facă, nu mai îmi face absolut nimica. Bă, da, absolut nimica, nu mai îmi facem. Și foarte ok. Ia. Hop, ia uite. Mai ales când sunt multe muște de-astea, unele după altele, e super ușor să le omor. Pentru că eu am hitul ăsta. Problema e că hitul ăsta are range-ul micuț și trebuie să mă apropii cam mult de inamici. Singurul lucru care m-ar ajuta super mult în momentul de față ar fi o chestia următoare. Eu pot face niște sinergii cu anumite chestii de-astea de le găsesc. De acum a fost asta cu inimile. Eu pot face sinergii. Uite, asta e de aia, dar n-am bombă la naiba. Pot face anumite sinergii să combin anumite puteri, practic, să zic așa, da? Bun, eu dacă aș combina, pentru că este o putere care ne ajută în felul următor. Mi-a dat posibilitatea de a da hit-ul efectiv pe toată raza camerei. De aici, din punctul ăsta, eu arăt la ecran, până aici, spre exemplu, da? Eu arătam la monitor de parcă cineva, na. Arătam și eu pentru mine. A, ăsta o frații ușor, mă. Că ăștia o să vină după mine și eu doar mă învârt aici. Hop! Îi dau lui ăsta că ăsta micu e cea mai mare problemă. Hop! Hop! O să mă concentrez un pic. Jocul ăsta mă face să mă concentrez super mult. Mie îmi place The Binding of Isaac. Chiar îmi place mult ca și joc. Și mi-a dat Evil Up. Oh shit, la naiba. Mestix-ul ăsta e bun. Ia, și haideți să vedem ce luăm și noi din asta. Da, și cum am zis, putem face anumite sinergii care chiar ne dau chestii bune. Ok, deci avem 4 inimi albastre care dispar și 4 negre. Suntem chiar bine pe inimi. Acum, noi putem face și pacturi cu Satana, cu Evil. Pacturi rele. Pentru că avem inimi bine, dacă ne ajung până la final, ce să zic. Uite, spre exemplu, aici ar fi trebuit. Ia. Speed up, bine-s. Pasta nu mă risc, pastilele astea sunt de căcat pentru că te poți risca rău. Cum adică? Pastilele astea, tu nu știi, deci pe fiecare etaj, că se etaje într-un fel, în jocul ăsta, uite, mai au de asta aici, într-un fel sunt etaje, nu știu cum să le zic. Deci pe fiecare etaj pastilele fac ceva diferit. Tu dacă deblochezi, dacă ții o pastilă pe un anumit etaj și știi, o să-ți arate pe etajul ăla ce face, dar dacă e pe alt etaj nu-ți mai arată. Din câte am înțeles, nu știu sigur, că nu prea am fost atent la aspectul ăsta. Partea nasoală e că pastilele nu mereu te ajută. Pentru că te pot încurca foarte mult. Ai, că am încercat și eu să fac o chestie. Uite, spre exemplu, la ăștia era bună treaba aia cu range-ul mare. Poc! Am venit, le-am dat bomba, pac! Scăpa de ei! A ieșit super ușor. N-am bani. O să bubuie asta, că îmi dă șanse mai mari la Devil. Așa știu, că ăsta îmi dă șanse mai mari la Devil. Și nu știu cum am zis pe episodul anterior, dar în afară de Devil's Room mai e o cameră, nu știu cum se numește. Deci am jucat destul de mult în ultima perioadă. O singură dată mi-a dat camera aia. Se numește ceva Angel's Room sau nu știu, cum să zic, e inversul la Devil, da? Bun. Și
Acolo îți dă chestii foarte bune în general. Și știți că, nu știu dacă știți de fapt, dar vă zic eu așa. La Devil trebuie să dau inimioarele. Dar la Angel sau la cum naiba se numește camera aia, nu trebuie să dau. Mamă, ăsta are magnet cu el. Ăsta are efect gen, mă trage spre el. Ia, bubuie? Dacă a bubuit ăla singur de nebun. Ha, lol. What? Ce ăsta? Mega Tears. Asta nu e bună pentru ce am eu. Pentru că, vedeți, ăsta scoate pe gură, efectiv, da? Azazel ăsta scoate pe gură. Pe mine nu mă ajută, pentru că eu nu mai plâng. Acum eu, practic, pui mei ce fac acum. A, și încă o chestie șmecheră e că pot să mă duc, spre exemplu, așa. Hop! Vedeți, gen... Na, sunt chill. Ok, și ăștia... Ok. Cu un hit. Gândiți, cu un singur hit l-am omor pe unul. Bine, mi se încarcă greu ăsta, vedeți? Asta e singura chestie nasolă, că își încarcă greu scuipăriciul ăsta, speed up, size down. Suntem mai mititei acum, cică puberty. Nu știu ce înseamnă asta. Suntem mai micuți acum. Să asta, că îmi place cum arată. 4 dimineața. Nu știu ce face, dacă e bună, dacă e bună să scrieți voi în comentarii, dacă știți. Că am văzut că mai sunteți cunoscători unii. Da, am luat-o că mi s-a părut mie așa mai înspăimântătoare. Uite, știu, deci nici nu mi se încarcă hit-ul, până mi se încarcă mie hit-ul. Trebuie să mă fac așa roșu la față să mi se încarce, înțelegeți? Știi, deci, până mi se încarcă durează o grămadă, dar nu știu ce căcaturi am luat. Dar mi se încarcă greu acum. Haide, haide, hop. Nu știu ce porcărie am luat. Da, na. Cum v-am zis, unele chestii pot fi sinergii foarte bune. Dar, spre exemplu, chestia aia cu Tears Up de am luat-o e foarte proastă pentru ce am eu aici, pentru caracterul de la mio. Că ăsta nu plânge, nu are lacrimi, efectiv, e vai capul lui de... ...anlăcrimos. Stau mult să-mi încarc chestia asta și e nasol. Pac. Trebuie ceva să... Încarc asta mai repede, frate. N-ai cum, bro, cu... Să stai... De 10.000 de ori mai mult să ți se încarce e prea greu, deja. Ce asta? Bombe. Pentru bombe. Burning Blast. Aia că e ok. Hop. Ia fii atent. Hop. Luați-o pasta, băi. Băi. Luați-o și voi pasta. Hop. What? Ce-a fost asta? Lol. Da, că îi dau și lui ăsta o bombă. Mai dă bani. Auto. Ce am luat? Ce am luat? Că sunt gigantic acum. În fine. Hai să vedem. Deci, vezi, caracterul ăsta mi se pare foarte bun. Bro, asta are un X cumva pe ea, că nu-mi dau seama. Ok. Chiar bine-s. Vedeți, acum avem mai multe inimioare. E bine-s, bine-s. Hop, am învățat și eu să mai joc, că sunt foarte nubalul la jocul ăsta. Instant! The Catacombs. Instant. Regeneration HP up. Te-am pupat. Te-am pupășit. Mă, că e bine, suntem bine. Cine ar mai trebui? Așa e important. Iar, chei, de aici e păcănică. Aici sunt păcănele. Dar nu stau să joc acum, că durează mult. Cine ar mai trebui, mai zic, ceva să-mi încarc ăsta mai rapid. Au, tăie-mă. Eu... Am crezut că mi-încarc hit-ul. Că am hit-ul deja încărcat, pardon. Am avut pe naiba încărcat deja, ești nebun. Ia uite, și parcă nu mai vor să se bată cu mine când se uită așa la mine. Că gen, o fi de la ăla de 4 dimineața, de l-am luat. În fine, nu mă deranjează, mie îmi convine că, na. Ok. Hop. Ia uite-l, m-a văzut și a plecat acum, lol. Dacă le dau așa o bombă, dar degeaba le-am, în fine. Ai devină și tu coace. N-ai fi ars și tu un foc să-mi faci treaba mai ușor. Cine aș mai cât îți stau acum? Poc. Mi-a dat hit. Mântă mâna, what? Bă, de fețuri, dacă ați venit până aici și dacă vă place seria asta de Binding of Isaac, nu uitați-vă un like pentru că m-a ajutat foarte, foarte mult. Mulțumesc, jocule. Hai să vedem. O... Ia uite-o. Hop, moe la aia, se întoarce. Se... Și fede de treabă.
Hop. Frumos. Ok, și aici mi-e ușor, nu trebuie să mai stau să-mi iau damage, să aștept. Ok, aici cea mai proastă chestie ever. Bun, și ăsta trebuie să mă apropie de asta se ridice. Cea mai proastă chestie ever am făcut acolo. Dăm bombă în asta, dacă o dau și aici. Hop, am bubuit, pa. Bomba asta pe care o mai am o țin... Ok. Nu mai am key la naiba. Naiba să-l ia de joc. Hai că-i bine. Mhm. Mă sparge în hituri. Hop. O bombă. Bun. HP. Dar nu pot să-l iau. Mai, sper să mai fac rost de o cheie de-aia. Hop. Și asta mai e bună. Deci eu pot să fac... Hop. Hai că-i regener. Hop. Mi-a luat jumătate de inimă. Place. Aia e, ne riscăm să mai dăm ceva ușor. Oh, okay. Să mă bag așa, să mă strecor. Hop. Fără să-mi iau vreun hit. One plus. Oh, ok, am luat și ăsta perfect. Deci jocul ăsta mă aude. Ca idee, jocul ăsta câteodată chiar mă aude, că îmi dă fix ce am nevoie. Four way buddy. Mamă, păi iau-te-l mă pe ăsta. Ăsta e perfect, mai ales când se apropie inamicii de mine. Și mai ales când se apropie inamicii de mine, e chiar bun. Păcat că unele chestii nu se pun și pentru ăștia. Cred că asta e ultima, nu? Sau, ba nu, mai avem camera asta și încă una. Auto, am omorât un dăla. Hop. E chiar ok. Era mișto dacă aveam ceva să le propulsez hiturile, gen să le dau, nu știu cum să zic, să facă bounce în pereți, știți? Să se ducă într-un perete și din perete să se ducă în altă parte, știți? Cred că ați înțeles la ce mă refer. Poc. Poc. Mulțumesc. Haideți și voi doi. Pac. Ia uite, pop. Pop. Și tu. Giugiuc. Ah, că ne mișcăm bine. Nu merg încă în camera aia, merg în... Dă-te, mă. Mamă, dar problema știți care ar fi? Inimile, asta e singura problemă actuală. Mamă, dacă mai mi-am un hit, sunt gătit. Ok, trebuie să mă dau un pic mai spate. Ok. Ia ce asta? Ei, nu cred că era nevoie să o dau, n-am... N-am mai banan cheie. Ok, aici plecăm înapoi. Dar deci nu în partea asta, în partea aia mă întorc doar dacă am cheie. Am înțeles, jocule? Hop. Hop. Perfect. Ce e asta, bro? Fate up. Hai că o iau pe asta în locul la ăla. A, am încercat așa să mă feresc. Cum ar fi problema foarte problemoasă, băieți? Haide. Hop. Perfect. Haideți să ne întoarcem să vedem acolo ce ne dăm. De fapt, dau un teleport, că ăsta mai îmi dă o carte, deci că mă spawnez. Dă mereu o carte pe fiecare cameră de asta. Care, din câte văd, ia, Toxic Blood, ok? Din câte văd, îmi dă abilitatea de a mă teleporta la spawn. Ceea ce e ok, că o pot face oricând să mă teleportez la spawn, ori și când. Deci, într-un fel sau altul, e o abilitate chiar bună. Bun. Ok, uite niște căcăcei de ăștia. Ok, pac, și tu, bun. Și ce ești, mă, tu? Oh, shit. Deci uitați-vă și voi, ceva de genul e abilitatea aceea de care v-am zis. Că se combină bine. Efectiv, ceva de genul trage, cum trage omul ăsta, om, că nu e om. Dă-mi și mie Devil's Room, dar... Da, bine că îmi dai Devil's Room Temporary Fly, nu-mi trebuie. Îmi dai Devil's Room când... Nu pot ia dacă aș lua asta. Ce bău sunt. Ce prost sunt că am murit, man. De ce nu m-am gândit și eu un pic? M-am gândit absolut deloc la treaba asta, se poate întâmpla așa. Dar da, bă, fraților, cam aici să ne oprim și noi cu videoclipul de astăzi din The Binding of Isaac. Da, vă rog, uitați să dați un like, un subscribe, un share și un coment. Eu am fost Ionuț, noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!